A costat foarte mult, a ajuns aproape jumătate de milion. Cel mai mult și mai mult în casă asta îmi plac ușile care sunt din crocodil adevărat. Extravaganța la ea acasă. Sau mai bine zis, acasă la Brigitte Năstase. O vilă de toată frumusețea, cu 3 etaje, situată în cartierul Bogătașilor, Pipera. Acolo unde bruneta cu posterior de brazilianca s-a mutat încă din vară. Reședința soției lui Ilie Năstase, decorată cu mult bun gust, este înțesată cu lucruri scumpe și de valoare. Deci asta este curtea? Da. Este superbă. Curtea, da. Este foarte mare, dar îmi place. Și piscina este cam jumătate de cea de la Timișoara. Acolo am și sală de fitness și spa. Aici este munca mea, de fapt, pentru că, adică, pentru ce muncim, dacă nu pentru confort. Și tu știi că mi-mi place confortul și luxul. Eu am luat-o de Paște, așa, cu un credit de la bancă și uite, astăzi am semnat actele și am predat cheile apartamentului de pe Nordului, chiriașului. Din chiria aia o să-mi plătesc rata la bancă, deci m-a ajutat Dumnezeu, așa că am rămas și cu apartamentul și cu casa. A costat foarte mult, a ajuns aproape jumătate de milion. Primul meu loc care l-am făcut, îmi doream foarte mult un foișor, așa am și la Timișoara. Locul meu în care beau cafeaua în fiecare dimineață, fie că plouă, fie că este soare, fie că este 6:30 dimineața. Piese de mobilier de lux, lucruri rafinate, aduse de peste mări și țări, toate se regăsesc în casa femeii de afaceri. Pentru living, Brigitte a optat pentru alb și negru, canapele masive și cu o bucătărie open space, utilată după ultimul catalog de design interior. O casă cu 10 camere, în care ar locui doar cu fiica și cu menajera filipineză. Deci aici este livingul cu bucătăria open space, povestește-ne tu. Și îmi plac foarte mult culorile, de fapt nu sunt culori. Am preferat să fie alb și negru. Non-culori, da. Da, non-culori. Uite ce șemineu fain o să am la iarnă. Wow, ce da, șemineul, da. Așa. Pentru seara în karaoke, aici am un mic dejun. Clar, deci, sincer, nu prea ajung acolo. Aici este colțul meu, bucătăria. Mie îmi place foarte mult să gătesc. Este o pasiune, un hobby de-a meu. Aș face în fiecare zi, dacă mi-ar permite timpul. Câte nivel este? 3 nivele. 3 nivele. 3 nivele, da. Și tu locuiești singură într-o casă atât de mare? Locuiesc cu Sara și cu filipineza. Să trecem acum la etaj, acolo unde Brigitte și-a tapizat ușile cu, atenție, piele de crocodil. O adevărată fiță pentru care a băgat adânc mâna în buzunar, după cum singura recunoaște. Dressingul este demn și el de revistele Glossy. Soția fostului tenismen a cheltuit o avere pe genți și pe pantofi de firmă. De diferite culori, cu toc înalt sau pentru plimbări în parc, Brigitte Sfăt ar face invidioasă orice fashionistă. Cel mai mult și mai mult în casă asta îmi plac ușile care sunt din crocodil adevărat. Înseamnă că o ușa asta e foarte scumpă. Aici este, wow, dressingul. Doar am eu, că Sara are alt dressing. Deci acestea sunt o parte din gențile. Da, o parte, da, o parte, da. Așa, după culori. Îmi permis să mă uit? Poți să ții tu microfonul? Da. Mulțumesc. Ai majoritatea culorilor la firma da, asta? Da, da. Am strâns ceva așa de-a lungul anilor. Am și pe cealaltă pe 55. Am și boys-uri și 55-uri. Ehe, la ce am văzut până acum, nici dormitorul divei nu putea fi altfel. În nuanțe calde, dormitorul impresionează prin jacuzziul uriaș din baie, dar și prin eleganța șemineului, special ales de Brigitte. Acesta este dormitorul meu, acela este a sa. Aici sunt sigură că face Brigitte baie, nu? Singură de cameră. De 2 ori pe zi îl folosesc. Eu văd că ar fi potrivit pentru 2 persoane. Nu? Da. Și eu zic. Din baie, hai să mergem direct în dormitor. Dorința mea a fost să am șemineu în dormitor. Ceea ce la Timișoara am o casă mai mică, n-am putut. Dar acum, uite, mi-am pus șemineu în dormitor. Să știi că salteaua este foarte tare, mi-e plac saltele tare. Eu mă așez așa ca un copil. Păi normal că de la tine ca... Iubesc să stau pe saltea tare. De ce simți confortul mai bine? Păi îmi place să și sincer, eu sunt un copil la bază. Și uneori îmi place să mă arunc așa în pat și să mă joc. Și de la joacă să trecem la lucruri mai serioase, cum ar fi relația cu Ilie Năstase. A trebuit ca să am o relație sau gen să cred că am o relație, că n-am avut, dar în fine, așa, ca să pot să am puterea să plec. Că aveam apartament unde pe Nordul oricum și... Da, am tras cu dinții de relația asta, dar... De relația aceea? De relația aceea, nu, doamne. Aceea la altă n-a fost o relație, deci da. De căsătoria cu Lia, am ținut cu dinții. Dar, din păcate,
la momentul acela cred că numai eu trăgeam părinții de relația aia și mi-a fost mai ușor ca să pot să îi îndeplinesc cuvintele, pentru că el a zis că de fapt erau doar cuvinte, că știa că nu o să plec și nu s-ar fi așteptat să plec niciodată. E greu să îi mai înțeleagă cineva. Azi se împacă, mâine se ceartă. Însă un lucru este sigur. Brigitte are gusturi rafinate când vine vorba de amenajări. Mergem în dormitorul fetei? De ce are două paturi? Mai vrei un copil? Are două paturi pentru că Sara tot timpul este vizitată de prietene sau merge la ele. Așa se poartă acum și mai dorm noaptea sau un weekend prietenele alea și atunci să fim pregătiți. Mobila asta i-a cumpărat-o Ilie. Este mobila, am adus-o de la el, de acasă, i-a dat-o Sarei. Și Sara aprecia foarte mult chestia asta. De aici este camera meu. Baia. Aici este încă o baie. Wow, leduri pe jos? Da, observ. Asta tu ai vrut cu leduri pe jos? Nu, așa a fost casa. Bineînțeles, Sara își face baie aici. Camera lui. Na. Și asta este camera lui. Camera lui, da. E o cameră foarte frumoasă. Da, lui se pare mică, dar... Na. Nu se pare mică? Da, el a vrut biroul meu, dar nu se poate. Ei, și dacă a venit vorba de mult răvnitul birou, să vedem ce lux și opulență ne așteaptă. De aici se dă ora exact la firmele mele. Nu, aici doar am colecțiile de iarnă care au ieșit. Mm-hmm. Un fel de depozit. Și aici... Aici am depozit, că nu mai am depozit decât aici. Și, na, aici am stocurile de iarnă care au rămas, adică, na, marfa care a rămas. Și aici îmi fac eu toate actele. Aici este scaunul. Aici lucrez eu, da. Aici este scaunul de bot. Asta e biroul meu, da, e puțin dezordine, scuze că n-am avut. Am trei business-uri care în momentul de față, mulțumesc lui Dumnezeu, funcționează bine. Și în rest, mai am unul care încă nu posibil de la anul să meargă. Te vezi căsătorită din nou? E prematur să spun asta. În primul rând, nu știu, Dumnezeu știe ce ne rezervă viitorul.